Salut, bine ați revenit pe canal. Astăzi vreau să vă zic cu ce m-am mai ocupat, să vorbim așa două, trei chestii rapid. Un like și un subscribe m-ar ajuta foarte mult. Dacă ne uităm rapid pe piața cripto, tăia cu leșin, aoleo, suntem în bull market, aoleo, aoleo, Lambo, toată lumea e bogată acum și la lucru mai nou se vorbește de cripto. Sunt aproape ca în 2021 se vorbește de des la firma unde lucrez eu. Nu-mi place perioada asta, îmi plăcea când nu vorbea nimeni, când vedeam aici numai roșu, puteam să cumpăr în fiecare lună monedele mele cu fundamente și adunam acolo la bagaj și acum ați văzut, nu are sens, astăzi numai pe 4 criptomonede, pe 4 altcoin o să ne uităm spre final, nu are sens să ne mai uităm, toate se duc la cer, păi numai când te uiți, CAS plus 37,8 într-o zi, uite 39, AVAX plus 21, Render plus 29, Ordi plus 19, Near plus 12, SNX plus 16,5, Phantom plus 13%, Rune 12,7%, bă, ADA, deci dacă și ADA Cardano crește și are plus 10%, fraților, nu-i de bine. Și Solana, uite, are numai plus 9,8. Și de ce n-am mai făcut așa videourile clasice, lunea, joia, Dane, parcă ne-ai obișnuit, analiză tehnică, te-am tot așteptat, n-ai mai postat, tot disper cu videourile tale despre fundamente, cu rapoarte trimestriale și așa mai departe. Păi, ce să zic, mie asta îmi place să fac, de-aia mi-am și făcut canalul de YouTube, dacă vreți să mă susțineți. Prima dată să transmit fundamentele, să caut în acest spațiu cripto, să periez, nu știu cum pot eu, să văd care ar fi cele mai bune proiecte cu fundamente pe termen lung în care un investitor să-și aloce cea mai mare parte din bani. Asta așa am gândit eu pe portofoliul meu și ulterior, cine vrea să riște mai mult, o parte din portofoliu, aici rămâne la latitudinea fiecăruia, 2%, 5%, 10%, 20%, voi știți, în proiecte mai micuțe, mai riscante, care în teorie fac cei mai mulți X. Și ca să fie așa un mix, să nu te trezești că, aoleo, mamă, ce am făcut, că m-am cumpărat numai mizerii și uite că n-au făcut nimic, dacă ai un portofoliu 95, eu zic chiar 98, cine e super safe, în monede cu fundamente, cu adopție, care au și user în spate, care au și developer, care au ecosistem și așa mai departe, poți să cumperi ce monedă vrei tu și de pe loc cu 5.000 și de pe loc cu 4.000, ce vreți voi, dacă acolo băgați, nu știu, de 100 de euro, de 200 de euro. Și voi aveți mii, zeci de mii în proiecte mari, cum e Ethereum, cum e Solana, cum e Cardano, cum e Near și Multiverse X, chiar și Multiverse X e de 1.000.000 de ori mai bun decât proiectele de pe locul 2.000, 3.000, 4.000 și așa mai departe. Și hai să vă arăt cu ce mă ocup eu în ultima vreme. Păi, marți am avut live-ul clasic, care l-am în fiecare marți la ora 8 și de data aceasta l-am setat să fie accesibil tuturor membrilor canalului, deci nu doar cei care sunt în categoria investitori, cât și cei din categoria susținători. Ca să fii susținător al canalului, te costă 10 lei. Deci 10 lei în 2023 e o pâine în Sibiu. Acum nu știu la cât costă la voi pâinea, dar la noi în Sibiu e 10 lei o pâine. Nu-ți convine, luna următoare te dezabonezi, ai dat 10 lei cât ai fi dat pe o pâine. Mănânci mai puțin luna asta, ajungi și în formă și n-ai pierdut nimic. Și în acest video care l-am făcut, am zis acest live, pe lângă alte subiecte, de seama, am prezentat din punctul meu de vedere unde cred eu, în ce domeniu o să fie hype-ul în următorul bull market. Până la urmă, spațiul cripto, ne place sau nu să recunoaștem, uite, nici măcar eu nu mi-am dat like. Deci ne place sau nu să recunoaștem, contează și fundamentele, dar contează enorm și hype-ul. Să vină degenerații, să vină narativa, să vină ceva care să bube. Și atunci, în acest video, și nu că am zis eu, am pus și cu, cum să zic, cu argumente, cu și chestii, nu doar că am zis eu, v-am zis argumente, snipuri din rapoarte de la Smart Money, unde se duc banii, unde se investesc, în ce domenii investesc, companiile mari și
în alte domenii unde cred eu și de ce și de ce și așa mai departe. Dacă vă interesează, știți ce aveți de făcut, ce mai fac eu, hai să vă zic, de ce nu mai vin atâtea videouri cu analiză tehnică cum ar fi trebuit, cum v-am obișnuit, unde eram, cred că eram pe aici, dacă nu vreau ce să vă arăt unde eram ăla, just for members, uite, salut, oh, nu trebuie să vorbești, mă. Aici, efectiv, sunt videourile care urmează să apară pe canal la un moment dat. Eu filmez destul de mult, recunosc. Sunt un degenerat al fundamentelor și al analizelor și aici ne uităm așa rapid ce videouri urmează să mai apară pe canal. În ordinea la cum le-am filmat, astăzi, deja ați văzut că a apărut Solana cu raport trimestrul 2023, trebuie să vină mâine, de să mai rândul la Hedera. O să fie, cum cred eu, că ar fi cel mai bine să ne stocăm criptomonedele în viitor, raport trimestrul 3 pe Filecoin, cum funcționează Solana, ce este turbina, este ceva super tare prin care se diferențiază de toate criptomonedele din acest spațiu, cei cu exclusiv sunt doar pentru cei din categoria susținători, nu, investitori, nu ce scuze. O să apară și Tether, care este un link killer, analiza mea făcută acum, cred că au trecut 3 săptămâni, despre Near Protocol, raport trimestrul 3, Optimist, The Graph, XRP, Cardano, Phantom, Quant, Injective, Arbitrum, luna octombrie pe fundamente, pe adopție, Polygon, Polkadot, raport trimestrul 3, Aptos trimestrul 3, analiză Oasis, evoluția web, Pit, Network, monedă ce urmează să apară, raport trimestrul 3 pe Atom. Prin urmare, nu am stat și nu stau degeaba. Dar ce vreau să vă zic, că eu nu sunt cu mult timp, cum sunt ceilalți influenceri, sunt un om, cum am tot zis, banal, mai banal, normal ca și voi. Sunt salariat, nu am firme, ce știu ce, nu stau acasă și sunt independent financiar, mă duc în fiecare zi, de luni până vineri, auză fiecare zi. Dimineața, cât mai repede, între 6 și 7, vin la 3, ca să, ce, să vin înaintea copilului, clasa 4, 10 ani, să-și facă lecțiile, dacă nu are copii care să joacă, ieși cu el afară, joacă-te, la la la, vine nevasta, de ce n-ai spălat vasele, m-am săturat de canalul tot de YouTube, că în ultima vreme nu mai faci ce trebuie, bla bla bla, bla, ați înțeles. Și atunci, tot ce fac eu pe acest canal, prezint prin prisma mea, prin ochii mei, cum văd eu piața cripto, cum văd eu unde ar trebui să investim banii și când. Nu sunt un expert în macroeconomie și în geopolitică și așa mai departe, cum se tot laudă unii și alții, holandezul. Nu sunt dat cu namol pe la nicio închetură ca alt influencer, nici măcar n-am ajuns anul acesta la Ogna Sibiului. Am aici namol cât vreau la 20 de kilometri și n-am ajuns, m-am luat cu altele. Foarte mult stau pe Telegram cu membrii, postez o grămadă de chestii, uite ce am postat astăzi, cum arată Layer 2 pe cele mai tare exchange-uri, care e diferența, uite, block time, gas fee, token, tot ce trebuie, tot ce înseamnă fundament, asta îmi place, nu-mi place să fac analiză tehnică, o fac dacă trebuie și asta, dar pe primul plan, punctul meu de vedere, sunt aceste informații. Uitați, ceva de pe Glassnode, cum arată Bitcoin, cum a arătat ceva ce am mai prezentat în ultimele cicluri. Și avem aici halvingul din 2016, adică bear market halving, 2020 și urmează 2024. La fel a fost tot timpul un sideways price action, când efectiv era așa tâc-tâc, ping-pong, zigzag. Și ulterior, când venea toamna, când ne apropiam spre halving, ce a fost? Creștere pe Bitcoin. Ce a fost aici? Creștere. Și atunci vă dați seama că și pe, în acest ciclu erau probabilitățile foarte mari să crească. Și ce face Bitcoin? Crește. Dacă Bitcoin crește, ce se întâmplă cu multe altcoin? Crește și ele. Ce s-a întâmplat în viitor? Nu? Hai să vedem, bă, Dania, dacă tot se repete istoria, nu se va repeta și în 2024 să vină mama lui de dam, că l-așteptăm cu bani, cu saci de bani și nu știi ce să facem. Păi hai să ne uităm. Ce a făcut? A venit o corecție atunci, uite, să vede. Și după aia a reluat. Aici a fost... A, uite, Dan, corecția, uite-o. De ce n-ai zis mai devreme? Păi, fraților, aici a fost Black Swan Event, aici a fost COVID. Odată în viața noastră prindem așa ceva. Sper să nu mai vină a doua oară. Care sunt șansele să se repete COVID-ul?
Sau unde sunt mai mari șansele să se repete? Aici, cu roșu, sau aici, cu albastru? Dacă mă întrebați pe mine, eu înclin mai mult spre roșu. Știm toți, adică știm toți. Am prezentat, deja oricum se prezintă pe multe canaluri, canale de YouTube și așa, toată lumea deja știe, cu Fed, cu Pivot, că urmează, când urmează, putem doar estima, n-am de unde să știu, anul viitor 100% va fi un pivot. Ce înseamnă pivot, poate cei care încă nu ați prins? Înseamnă momentul în care Banca Americii, Fed-ul, începe să scadă dobânda de politică monetară. Acum, de ce a schimbat-o în trecut, nu? Dacă tot istoria se cam repetă, hai să vedem de ce scădea Fed în anii trecuți dobânda de politică monetară. O făcea când ceva se strica în economie și trebuia să intervină să stimuleze. Acum, hai să revenim că am uitat să vă arăt ceva. Suntem pe BLX, în graficul Bitcoin și vedem ce s-a întâmplat. Hai să vedem în cele ultimele două bear market-uri. Hai să luăm cel mai apropiat. Când suntem pe aici? Hai să căutăm octombrie, noiembrie, uite aici. Noiembrie, decembrie, nu? Ce a făcut? A crescut. Ok, după aia a venit COVID, v-am zis. Eu nu iau în calcul așa ceva. Hai să vedem celălalt bear market. Ce a făcut în aceeași perioadă de final de an? Cu câteva luni înainte de halving. Tot aici, noiembrie, ceva corecție și ce a făcut? A crescut, uite, noiembrie, decembrie, ianuarie, a venit aici o corecție în februarie și după aia, n-am de seama. Și în bull market sunt corecții, deci nu știu, mi-e frică să trebuie să-mi găsesc cuvintele potrivite astfel încât să nu înțelegeți că gata, all-in, că de aici nici la cer. Nu ne ducem la cer, dar istoria îți arată că încet, dar sigur, Bitcoin crește. Dacă Bitcoin crește, trage și altcoinurile. Dar, ideal e, uite cum a fost aici, în trecut. Corecție, intre aici. Corecție, intre aici. Nu te-a pus să intri aici în vârf, că după patru candele verzi, gata, cumperi. Nu, uite, după aia au venit ceva corecții, stai deși pe aia, tot în sus, tot în sus. Nu. Și atunci, probabilitățile sunt foarte mari. Piața cripto în continuare să crească. Indicatorul care l-am mai tot prezentat eu de probabilitate recesiune în America e tot în scădere. De la 5,6 ajung la 46%. La sfârșitul lunii se updatează din nou și iar o să vă prezint. Acum să vă zic că eu nu cred în recesiune în 2024. Am zis. Am și chiar și un short pe YouTube. Din punctul meu de vedere la cum se mișcă și mai ales când am văzut cu CPI, cum a scăzut și cum merg veniturile companiilor, uite, o să zic, și puteți să filmați și să-mi scoateți ochii, sunt șanse mari să iasă lui Jerome Powell acel soft landing. Sunt șanse tot mai mari. Acum aia înseamnă că e roz în America, că totul nu. Îmi dai seama că nu e roz. Acum, problema e la noi în Europa, pentru că noi suntem din Europa, nu știu cum e la voi, dar eu vă zic din Sibiu, foarte multe fabrici încep să dea afară oameni, chiar și unde lucrez eu, și la fabrici concurente se dau afară oameni, nu se mai angajează, deci Europa e lăguită rău de tot față de America. America e, cum să zic, două etaje față de Europa și atunci trebuie să fim rezervați, dar nici să tot sperăm să visăm la un Black Swan, atunci intrăm și cumpărăm tot. Și acum hai să prezint și câteva criptomonede, cele patru care am zis. Și înainte să ne uităm la criptomonede, vreau să vă arăt ce zic în continuare traderii urși, acest Garrett Soloway care l-am mai tot prezentat, mare trader de 20 de ani, fiecare pump, fiecare chestie, chiar dacă așa, el nu crede. El este în etapa de denial. Vă uitați voi pe Wall Street Cheat Sheet și vă dați seama. Hey everybody, welcome to the game plan. My name is Gareth Soloway, Chief Market Strategist and Pro Trader here at Verified Investing and InTheMoneyStocks.com. So listen, we have the markets coming off one of the biggest rallies we have seen in the last 12 months yesterday. That was when the CPI data came in much better than expected. It almost, and I say almost,
looks like the Federal Reserve is for the first time in history generating a perfect landing. I feel like I'm in the Olympics watching gymnasts and they're doing that kind of crazy stuff and just nailing these landings. But I personally, and I'm going to get right into the data here, I am still suspect. I'm just going to be honest. I go with data. Render Network, ce poți să zici? Uitați-vă la graficul acesta. Arată bombă, la fel ca și proiectul, bombă în sens bun, nu o luați ca și într-un sens greșit. Ce a făcut? A mers ceas, aici a fost o perioadă foarte bună de acumulare pentru cei care și-au făcut research-ul și-au acumulat aici render, o să culeagă roatele în bull market, seamănă, cu ce seamănă? Hai să ne uităm, cu link, aceeași perioadă de zigzag, când aoleo se duce nu știu unde, nu știu cum și traderii fac bani. Ia uite acum cine face bani. Hai să vedem cât a crescut numai din low. Din low până acum are 7,3x. Acum dacă ne uităm strict rapid pe grafic, următoarea rezistență ar fi la 3,31, zona aceasta. Dacă o sparge, se duce spre 4,22. Acum sunt pe graficul de Binance. Mi-apare aici un high în 22 noiembrie 2021 la 7,86. Vă dați seama că dacă Bitcoin continuă să meargă ca acum, sau efectiv doar să nu cadă, să stea sideline așa, să nu facă nimic, asta îți face un all-time high în următoarele, nu știu, cât să zic, 12 luni, în următorul an, face all-time high. Acum sunt doar presupuneri. Ce contează? Hai să vedem. Când s-a făcut Render Network, s-a schimbat trendul și a devenit dintr-un trend descendent într-un trend ascendent. Uitați unde am eu încercuit. Zona aceasta la 1,19. Aici ți-a dat piața semnalul că se strică, cum ar veni, petrecerea pe Render. Că încep pompările, că a trecut cea mai mare perioadă de acumulare și o să înceapă a doua, cea mai mare, după aia a fost a treia, acum a patra și trendul Render s-a cam dus. Acum vă dați seama, a pompat iară foarte bine și dacă pune IMM-urile, uite ce frumos, a testat în 6 noiembrie, ia uite, aproape a dus wick-ul până pe EMA21 și ți-a dat confirmarea că există interes, există cumpărători și prețul s-a dus și mai sus. Acum, dacă mă întrebați pe mine dacă mai e de acumulat sau nu aici, tot ce pot să vă zic e depinde ce orizont de timp aveți. Dacă vreți să vindeți în, nu știu, 2024-2025 și vreți să faceți ceva bani, o să faceți profit și de aici. Acum e extinsă, e crescută bine, RSI-ul e sus, e... Na, nu e cea mai bună perioadă, ca să zic așa. Ideal era aici și dacă aici s-a pierdut trenul, putea aici puțin DCA și ceva mai sus. Acum... Dacă stăm și ne uităm cum au mers alte criptomonede în această perioadă din mai 2022 până acum în noiembrie 2023, deja erau ceva semnale că moneda asta, pe moneda asta s-a terminat acumularea, adică investitorii atât au acumulat și s-a întors balanța și atunci vânzătorii, urșii au cam pierdut lupta. Acum, dacă aș acumula eu, nu vreau să o mai urmăresc, să o mai... Asta e abordarea mea, așa sunt eu, nu înseamnă că e cea mai bună abordare. Dacă n-am acumulat aici, pentru mine înseamnă FOMO aici, dar, cum am zis și mai devreme, se vor face bani frumoși și dacă o luați la 3 dolari și dacă, să zicem, retestează din noi la 2,16 dolari, dacă voi țineți în următorii ani, o să se ducă și o să facă, părerea mea, un all-time high. Acum, până unde? Asta putem discuta într-un alt video. Na, ce să zic, acum îmi pare rău și mie de ea, o știam, am și un video despre fundamente, dar am fost focusat pe alte criptomonede. Sfatul meu este încercați să nu urmăriți niște monede care deja au crescut foarte mult sau și dacă totuși vreți, nu mai puteți, vreți să luați Render, luați puțin. Încercați să găsiți monede cu fundamente foarte bune care totuși nu au pompat în halul ăsta. Trebuie totuși până când calculăm. Până mai vrem să facem toți bani, să fie un risc reward cât mai adecvat. Lido, ce să zic, arată la fel de bine ca și Render.
Nici n-am apucat să mai schimb ceva la grafic. Acest este graficul care l-am avut eu când am mai prezentat pe canal. Am avut aici această rezistență frumos de trend, spartă, a dus deja până la prima zonă de take profit pentru traderi. Următoarea ar fi la 3.03, 3.40, dă seama șanse mari să facă, să se ducă spre high-ul ăsta din mai 2022. Putem trage așa liniștiți o linie de aici de trend și să vedeți, mă, n-am mers chiar perfect. Putem ceva, nu, cam așa, mana a respectat-o 100%. Acum, uitați, cine este trader acum și aia îi place lui să prezinte, ce o să zică? Asta este o zonă de mare rezistență și are dreptate. A căzut sub, se are acumulat și acum se reîntoarce și dă cu capul la rezistență. Acum, ce e important pentru cei care dețin tokenul Lido, să vedem de aici ce reacție va avea, poate să aibă, să zicem, o mică corecție și ulterior după aia să pompeze. Totul depinde de cum merge piața, dar la ce vedem, la ce se întâmplă, la câtă lăcomie intră în piața cripto acum, cât consideră că au pierdut trendul și intră așa cu fomă și cumpără, șanse mari să spargă această rezistență de trend, de linie, cum vreți voi, o și șterg. Și atunci, stai și te gândești. Ce facem? O mai acumulăm aici? Deci asta cred că e întrebarea acestei perioade. Mai acumulăm aici după ce a făcut deja 5x, la fel ca și la render mai devreme? Ce orizont de timp ai? O acumulez ca și trader sau ca și investitor? Sau, mai am mai multe întrebări am de fapt. Ai acumulat în partea asta, în partea asta, în partea asta sau nu? Dacă ai acumulat și aici, și aici, și aici și ai o medie bună și suficient tokeni, are sens să mă urmărești? Asta tu trebuie să-ți răspunzi. Eu nu urmăresc tokeni pe care i-am acumulat deja și s-au dus în sus. Îi las să-și facă treaba, caut alte monede. Acum nu ai acumulat deloc și totuși parcă îți place. EMA 21 este în zona de 1.879. Aici sunt șanse, poate, să retesteze în viitor. Oricum acest EMA o să crească, de asemenea o să se ducă după preț. Dacă prețul continuă să pompeze, o să crească și acest EMA. Și atunci, dacă nu mai poți, te mănâncă, ia ceva la 2.09, dacă aici va veni ceva corecție, mai e ceva la 1.88, 85, zona aceasta, și aici, în continuare, dacă mai ajunge, faci DCI dinamic. Acum, era bine aici, era bine aici, era bine aici, acum ce să zic, gândiți-vă bine, dacă merită risk reward-ul, să vă apucați acum să cumpărați monede care deja au 5x, 6x față de bottom. Dar, na, până la urmă, voi trebuie să vă răspundeți, cum am tot zis, banii voștri, riscul vostru, voi știți cât de mult munciți pentru banii voștri și câți bani vreți să faceți din cripto. Celestia este tot o monedă foarte, foarte tare pe partea aceasta de L2, scalare pe Ethereum, data availability. Cum nu avem atât de multe informații, am pus pe daily. Acum, ce analiză tehnică vreți să fac pe moneda asta? Eu știu ce am zis, mă întreba un membru, dacă să acumulăm acum și era pe la minus 17% și eu ziceam că totuși la minus 17%, de ce să mă grăbesc și așa mai departe și uite ce a făcut piața. Uite ce a făcut, cum v-am zis, nu sunt un guru și nu știu viitorul. De acolo s-a făcut încă 1.5x. Acum, e lansată recent, ce are de partea ei? Are două chestii tari. 1. Tokenomics, o să dureze foarte mult până o să fie în locuri pe token și 2. A prins într-o perioadă foarte bună în piață. O perioadă de lăcomie. Uitați-vă ce se întâmplă cu marea majoritate al coinurilor. Toate le vedeți ceva de genul tot așa se duc. Și atunci asta a ajutat-o pe Celestia să facă aici așa o mică acumulare de câteva zile și după aia rachetă. Și atunci ce mai putem face dacă n-am luat aici? Păi, așteptăm, dacă vreți, v-am zis, eu aștept retrace la 4.25 prima dată să văd aici ce va face prețul, poate iau puțin de tot, la 2.92 și dacă ajunge mai jos, mai iau. Dacă nu, asta e, îmi asum, n-avem de unde să știu viitorul, n-avem de unde să știu că asta se duce la cer și nu face o corecție clasică de listare, uitați-vă și la alți tokeni,
cum merg la început și ce se întâmplă, pardon, după câteva zile, câteva luni, cum se desumflă raliul. Acum, greșeala mea a fost, acum greșeală, că n-avem de unde să știu viitorul, putea să fac asta, dar am la fel de bine ca și aici. N-ai de unde să știu. Acum, intuiția mea n-a fost cea mai bună, pentru că nu am luat în calcul cele două, cum am zis mai devreme, chestii foarte tari care le-a prins Celestia la lansare. Tokenomics foarte bun, puțin analog și mai ales hype-ul. Hype-ul perioadei în care ne aflăm acum. Acum dacă ne uităm on-chain și eu asta fac și asta îmi place să fac, nu să prezint grafice, nu arată așa grozav pe câte tranzacții au procesat și așa mai departe. Aș putea acum să vă arăt tot ce urmăresc eu, dar ia un video foarte lung. Dar, până la urmă, în spațiul cripto, totul merge pe, adică totul. O mare parte din tot ce se întâmplă este pe hype. Acum, dai seama, moneda asta long term are fundamente, dar în prezent nu se omoară userii să realizeze tranzacții. Acum e și recent lansată, nu poți să te aștepți să-i ceri de la primele zile cât are. Cred că n-are nici 3 săptămâni. Hai să vedem cât are. Ba, în a treia săptămână. Deci n-ai cum să te aștepți în 3 săptămâni să aibă zeci de milioane de tranzacții pe secundă și user și așa mai departe. Eu v-am zis doar că nu a pornit așa cum s-ar fi așteptat probabil developerii și fondatorii proiectului. Și atunci, ce să mai zic? N-am ce să analizez. E simplu. Prima zonă de suport, 4.18, 2.99. La un moment dat trebuie să fac așa o corecție. Acum de unde rămâne de văzut și să urmărim graficul. Și terminăm cu tot. Moneda, cred că e pe locul 2 favorit a românilor după Multiverse X. Aici e graficul meu care l-am avut prezentat ultima dată. A băgat 1, 2, 3, 4, 5 săptămâni bune și tot, deși era așa lăguit ce am pus aici ca să se vadă. Am notat că la zona de pe care dacă o ține 5.72 schimbă trendul macro, adică din trend descendent, adică făcea lower high, lower high, lower low, lower low, trece pe un trend ascendent, adică are șanse să facă higher low, higher high și așa mai departe, cu condiția să țină această zonă ca și suport, să nu revină. Acum, când stăm și ne uităm, punem și EMA-uri, de asemenea, e peste, aici s-a văzut, hype-ul s-a dus, a spart și linia de trend aceasta cu MOV, să se închid EMA-ul să se vadă. Să fac un zoom și ne uităm așa. Și dacă continuă raliul, unde poate să ajungă DOT în următoarele săptămâni, luni? 7, următoarea zonă, 7.44 până la 7.83, iar o zonă mai de rezistență și uriașa, de asemenea 9.70, acum rămâne de văzut dacă are atâta vlagă și cum va fi cadrul economic și cum va performa Bitcoin. Acum, ce v-am zis eu de atâtea ori, this is dynamic, erau puse aici niște, uite zona asta, cu verde, adică era o zonă bună long term și aici era ultima zonă, probabilitatea în caz că ajunge. N-a ajuns, dar măcar aici sper că ați acumulat. Și acum, ce să vă mai zic eu despre tokenul DOT? Unde ajunge? Uite, ne uităm pe daily și se vede ce frumos a fost. Am avut aici, a lovit odată de două ori, rezistența la 5.94, a venit retrace-ul și unde am cumpărat investitorii, traderii, ce vreți voi, exact la suport, la 5.15 și iar au dat prețul în sus. Acum, eu îl simt că vrea mai sus, vrea să spargă 5.95. Dar na, nu o luați ca și sfat financiar. Și acum ne uităm și la nivel macro și să discutăm ca de la investitor la investitor. Am văzut că multă lume e așa un pic nemulțumită de performanța tokenului DOT, că de ce nu am mers ca Solana, că Solana, uite, e pe aici, că, nu știu, ce să zic, și EGLD a făcut deja 2X, că nu știu care, că și așa mai departe, dacă și cu parcă. Ce vă pot sfătui e să aveți răbdare, să nu începeți să faceți ping-pong și swap-uri dintr-o monedă în alta, că uite, asta nu pompează, schimbă în alta care pompează, după aia cade cealaltă, pompează DOT și nu mai faceți așa un zigzag și la sfârșit când trageți linie, ce o să faceți? Nimic interesant, probabil o să aveți minus, pierdeți bani, oportunități. Când v-ați gândit și ați început să, nu știu, acumulați DOT și v-ați făcut propriul research, v-ați făcut vreunul, ce v-a plăcut la proiect? Nu știu, puneți pe foaie,
plusuri, minusuri sau numai plusuri, cum vreți voi să fiți, de ce ați acumulat DOT și dacă aveți pe partea, aici în dreapta, plusurile. Păi a zis pe canalul de YouTube că e bună, a zis Daniel Mihai că DOT e nu știu cum, a zis nu știu cine că nu știu. Noi ce trebuie, ok, ștergeți cu guma, trece la următoarele motive. Păi totuși îmi place ecosistemul, ce vor să facă, Polkadot 2.0, ok, trece pe foaie, bun, asta e o chestie bună, totuși, na, treci și pe partea altă cu minusuri. Păi na, parcă utilitatea tokenului nu-i ce trebuie, pe parachain-uri se folosesc și se plătesc fiurile în tokenii respectiv, parcă tokenul DOT nu-i la fel de folosit. Asta înseamnă un investitor, înseamnă că știe și plusurile și minusurile unui proiect. Păi și? N-ați auzit că deja încep să fie știri, așa, pe sumână, încă nu-i nimic oficial, că ar vrea să dea o utilitate mai mare tokenului DOT. Încep și, de seama, și cei din proiect, din echipă, să-și dea seama că nu-i ce trebuie totuși cu atâta inflație și utilitate atât de mică a tokenului DOT. Și atunci, la fel ca și cei de la Cosmos, în caz că ați ratat, am filmat ieri videoul, pentru membrii, doar 10 lei costă să-mi vedeți aproape toate videourile în avantpremieră. 10 lei pe lună, în 2023. Nu e Black Friday atât, va fi și în decembrie și peste 6 luni și peste un an. 10 lei. Deci dacă pentru 10 lei vă zgârciți și să nu știți tot ce filmez și prezint, tot ce înseamnă fundamente, tot ce studiez, tot ce fac și așa mai departe, ce să zic? Sunteți lacomi sau zgârciți, alegeți voi. Și atunci, acum vă dau așa numai două chestii, deși nu vă zic tot, că până la urmă de ce mai plătesc acei oameni 10 lei și voi vreți totul să vă zic așa pe videouri. Cei de la Cosmos, cu tokenul Atom, care sunt similari celor de la Polkadot, dai seama că Polkadot e similar lor, că au venit după, au realizat deja și au la fața celor de la Polkadot și fac niște chestii super tari, deja e doar începutul din ce citești și urmăresc, prin care cresc utilitatea pe tokenul Atom. Boom! Asta cum era? Drop the mic. Deci o știre bombă, de seama. Și atunci sunt șanse mari ca și cei din echipa Polkadot să rezolve și acel minus. Și acum că iar am vorbit foarte mult, mai luați DOT? Mai luăm DOT, Dane? Ce facem? Luăm? Nu luăm? Se duce nu știu unde? Nu am de unde să știu unde se duce. Eu am zis că probabilitățile, la tot ce am studiat în ultimele săptămâni, după ce m-am gafat și am tot așteptat cu DCA-ul, sunt ca Bitcoin și piața cripto să performeze în următoarele luni, mai ales când ne avem pe platoul celor de la Fed cu dobânda. În istorie, uitați-vă, nu că am zis eu, nu că a zis, știți voi cine, totul are legătură cu istoria. Dacă în istoria s-a întâmplat 9 din 10 dăți la fel, credeți că a 10 oară nu se întâmplă la fel? Miramaș. Și atunci, mă aștept să mai fie ceva creșteri pe altcoin-uri și pe Bitcoin, dar la un moment dat se va găta și petrecerea asta și va veni și o corecție. Acum, de unde vine corecția? Nu știu. Și nu vreau acum să vă zic că vine corecția de la 10, că eu știu și de aici se duce până în 10 și luați acum FOMO, că până în 10 ratăm DOT și nu știu cum. Eu vă zic doar gândiți-vă, cum am și la celelalte monede analizate astăzi, gândiți ca investitori. Faceți zoom out și uitați-vă unde suntem. Cât a avut high Polkadot? 56. A fost și prin zona de 3 și ceva, acum e pe la 5.68, n-a făcut 5x, 16x, ca celelalte monede. Uite, acum se face roșu în timp ce filmez. E 5.67, în fine. Deci nu este pe aici, pe unde este poate Link, pe unde este Solana, sau nu este, uite, cum ne-am uitat astăzi, Render e pe aici. Cred că mai are un pic, cam pe aici era. Raportul la graf, până face all time high. Deci trenul nu este la fel de mult ratat pe Polkadot cum este pe alte criptomonede. Și atunci, cum am zis, luați încă o dată foaia. Vi se par că sunt mai multe puncte forte sau negative în a acumula tokenul DOT? Dacă pe voi, pe foaia voastră apar mai multe lucruri pozitive decât negative legate de DOT, de proiect, de ecosistem, de tot ce vreți voi, țineți-l pe radar, încercați să acumulați pe scăderi. Acum,
scăderi și 10%, 5% dacă scade într-o zi, e o corecție, e ca și cum ai luat cu 10% mai mult stoc în tot din aceiași bani. Și ai în vedere că la un moment dat, v-am zis, vine 2024 și dacă ne uităm în istoric, putem vedea că odată cu pivotul au fost corecții. Acum, întrebarea fantastică e, dar de unde vor veni corecțiile? Nu știu să vă răspund. Și dacă vine corecția de la, nu cred că ajunge la 24, aici încă ajunge la 12. Dacă ajunge doar la 12, să zicem, ipotetic, prin mai, aprilie, iunie, abar n-am, când va fi poate și halvingul e în mai, din ce am văzut. Crezi că dacă ajunge la 12, mai face un lower low? Eu aici bag mâna în foc că nu mai face. Și atunci, când stai și te uiți, ai potențial de all-time high 56. Poate nu faci all-time high. Poate da, poate nu. Tu dacă e în zona de sub $6, crezi că long term nu e o medie totuși bună dacă să zicem că n-ai luat deloc de loc și ai așteptat zona de 3? Eu zic că e o medie bună. Spre, nu pot să zic foarte bună, când puteai să o ai la jumătate. E o medie bună. Și atunci, la sfârșit, voi trebuie să vă faceți propriile calcule. Merită să mai cumpăr tot sub $6 sau mă focusez pe alte proiecte sau mă interesează altceva sau caut monede noi și așa mai departe. Pa! Mulțumesc pentru vizionare!